România are a doua cea mai rapidă creștere economică din Europa, dar aceasta nu s-a tradus în reducerea sărăciei. Potrivit unui raport al Băncii Mondiale, 70% dintre cei săraci trăiesc în zona rurală, aproximativ 45% din populația țării se află în zonele rurale, unde sărăcia este cu 20 de puncte procentuale mai mare decât în zonele urbane. Această dualitate puternică este manifestată prin oportunități inegale, fapt ce nu se mai întâmplă în niciuna dintre țările UE, se precizează în document. Astfel, peste 900.000 de persoane trăiesc în sărăcie extremă în zonele marginalizate din România, 3,2% din mediul urban și 6,2% din populația rurală. Zonele marginalizate sunt prin definiție domenii care combină capitalul uman scăzut, șomajul ridicat și locuințele necorespunzătoare. Aceste zone suferă de o combinație de stres murdare sau inexistente, concentrația de gospodării aflate în sărăcie extremă, niveluri foarte scăzute de educație, sănătate precară, mame adolescente, școli de slabă calitate și o rată înaltă de infracționalitate în rândul minorilor, se arată în același raport. Banca Mondială menționează în document că sărăcia și degradarea materială a romilor a scăzut, însă rămâne la un nivel ridicat, în special în cartierele mărginașe. Raportul mai arată că aproape o treime dintre romi trăiesc în gospodării care experimentează foamea. Rezultatele raportului arată că participarea romilor la educația timpurie și îngrijirea copiilor a scăzut de la 45% în 2011 la 38% în 2016. În același timp, proporția persoanelor care abandonează școala timpuriu printre romi rămâne ridicată la 77%. De asemenea, 64% dintre romii cu vârste între 16 și 24 de ani nu sunt angajați sau educați.